În această perioadă, polițiștii atenționează toți șoferii că utilizarea anvelopelor de iarnă este strict obligatorie când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Totodată, autovehiculele care au greutatea de peste 3,5 tone trebuie să fie echipate cu dispozitive antiderapante. Șoferii trebuie să adapteze viteza de rulare la condițiile de drum și trafic și să-și doteze autovehiculele cu anvelope pentru sezonul rece. Șoferii trebuie să verifice farurile, combustibilul, antigelul, lichidul de parbriz, dar și instalația de încălzire. Este bine ca șoferii să aibă în portbagaj și o lopată, o mătură, un sac cu sare, ori nisip și lanțuri. Cel mai important este să aibă autovehiculele dotate cu cauciucuri, cu anvelope de iarnă. În al doilea rând, viteza trebuie să fie adaptată condițiilor meteo, să fie în special în locurile și zonele periculoase. Mă refer aici la curbe, mă refer la rampe, mă refer la o atenție sporită în zona trecerilor pentru pietoni, pentru a nu fi surprinși și pietonii și accidentați pe trecerile pentru pietoni. Manevrele pe timpul mersului trebuie să fie adaptate, trebuie să fie orice manevră, trebuie să fie făcută cu prudență, nu trebuie acționat frâna brusc, nu trebuie acționat sistemul de direcție, mecanismul de direcție, nu trebuie acționat brusc, sistemul de frână de la fel. De asemenea, polițiștii atenționează șoferii în privința drumurilor lungi să se asigure de rezerva de combustibil, apă, hrană, haine groase, pături, dar și medicamente. Șoferii trebuie să țină cont de faptul că atunci când este zăpadă afară, distanța este mai greu de apreciat, astfel că polițiștii ne sfătuiesc să menținem o distanță mai mare între mașina pe care o conducem și cea din față. Pentru facilitarea intervenției echipajelor de dezăpezire și autosalvărilor, respectați indicațiile agenților de circulație și a lucrătorilor de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale în cazul interzicerii temporare a circulației pe unele sectoare de drum. Nici pietonii nu scapă în aceste zile de avertizările poliției, astfel că le este recomandat să evite să circule pe partea carosabilă și să folosească pentru traversare numai trecerile pentru pietoni marcate și semnalizate, asigurându-se temeinic înainte de a traversa. Pentru orice fel de urgență, apelați cu mult calm numărul de urgență 112.